Mergând pe principiul că omul deștept își face iarna sanie și vara căruță, administrația județeană se pregătește încă de pe acum pentru anotimpul rece. Dovadă stă și programul pentru pregătirea și întreținerea drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean, aprobat astăzi de către consilieri, potrivit căreia, pentru lucrări de dezăpezire au fost alocate numai puțin de 1,2 milioane de lei. Potrivit documentului, până în 15 august vor fi stabilite drumurile județene ce rămân în subordinea Consiliului, urmând ca în 3 septembrie să fie anunțată pe SEAP licitația care va avea loc în 15 octombrie, pentru ca cel târziu, în 15 noiembrie, să fie semnat și contractul de atribuire. Astfel, speră autoritățile județene să preîntâmpină o parte dintre problemele cu care s-au confruntat anii trecuți. Poate să pune întrebarea de ce cu autorități publice locale. Anul trecut cineva mi-a reproșat că ar vrea să scap de responsabilitate și să dau seama primăriei. Cel puțin din două motive. Unul, primăria este mult mai aproape și poate să intervină mult mai repede. O face pe bani, nu o face în alt fel și au primit sume care au fost în comunitate cu lungimea drumurilor pe care acționau. Și doi, asociațiile de dezvoltare intercomunitară din județ s-au dotat cu utilaje noi pentru intervenții. Și capacitatea lor de intervenție cu aceste utilaje este mai mare decât cea pentru drumurile comunale sau cele care le au responsabilitate. Pot face intervenții și pe drumurile județene. Având în vedere că anii trecuți a mers bine treaba și acum reprezentanții Consiliului au decis ca o parte din drumuri, cele de nivelul 2, 3 și 4 mai precis, să fie întreținute de către primării, contra cost, evident. Anul trecut am început toate demersurile și eu o să țin minte ziua asta și le-am finalizat în martie, pentru că participații la diversele etape de achiziție publică au venit cu tot felul de pretenții, cu tot felul de oferte care erau mult peste ceea ce am prevăzut noi în buget din considerente diverse. Și trebuie să luăm în calcul și faptul ăsta. De obicei, atunci când... Deci pe drumuri nu intervin firme specializate, cel puțin în zona noastră. Intervin operatori economici care specializează în lucrări pe drumuri și care iarna n-au de lucru și își echipează utilajele și intervin pe drumul. Dacă se întâmplă să aibă de lucru, nu mai sunt interesați de lucrări de intervenții de genul ăsta. Și nu vin sau vin la niște tarife foarte, foarte ridicate. De aceea încercăm să găsim o variantă care să nu ne ducă să fim în situația de a accepta orice pretenție. Cât privesc sectoarele de drum aflate în lucru, există două variante, fie intervine antreprenorul, fie Consiliul Județean, însă totul depinde de contract. În plus, potrivit informațiilor primite de la Mircea Ghiurco, directorul Direcției Tehnice din cadrul Consiliului, în zilele de sâmbătă și duminică, sălăjenii care vor rămâne înzăpeziți vor putea anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prolisum pe numărul unic de urgență 112. În rest, șoferilor le vor fi puse la dispoziție numerele de telefon ale dispeceratelor care vor fi constituite tocmai în acest scop.